aceasta pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. Pentru vizitare de utile.
Doamne, care ești în acest moment, care te-ai văzut, nu 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 te-
Pentru noi și care am trăit în numele Domnului.
roage pentru el în gândul cum se vede în numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul va ridica și de va făcut păcate se vor da lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați. Că mult poate rugăciunea stăruitoare a și turnul spurcăciunilor l-a sfârmat și
și pământul sodomenilor și a comorenilor, cu foc scopiat cu cioase la oars, a căruia mărturii cu mult nestins cu mine, care cu toi harul mare au despărțit și pe popor cu picioare neudate, și pe muncitorul faraon și oastea lui cea luptătoare de Dumnezeu, tabăra păgânătăți cu balul din vecea unecat. Cel ce în cele mai de pe urmă de fecioară curată s-au întrupat negrăit și pe cetele curății întregi le-au păzit, care bine au voit a scăpa spălam prin botez purcăciunea noastră, cea de demult cu care noi prin neascultare descurcasem. Blestemul de medine cu cel ce s-a botezat în Iordan și ne-a dat nouă chipul nesăcăciunii în apă după dar, de care îngerii și toate puterile cerești s-au mirat că se-n întrupat pe Dumnezeu cel ce s-a smerit când Tatăl cel fără de început a descoperit nașterea Fiului celui fără de început și pogorârea Duhului Sfânt împreunare trăimii au mărturisit. Blestemute pe tine cu acela care a certat vântul și a alinat viporul mărânt care a agoniceat a diavolilor și luminile ochilor orbilor celor lipsite din pântece prin tine le-a făcut să bate și a înnoit zidirea cea de demult a neamului nostru și pe cei mulți a îndreptat să grăiască, cel ce ranile celor leproși le-au curățit și pe morți din gropi a înviat, cel ce până la îngropare cu oamenii au vorbit și iadul prin înviere l-a prădat. Și toată omenirea necuprinsă de moarte o întocmit. Blestemute pe tine cu Dumnezeu cel atotputernic, care cu glas de Dumnezeu însuflat a însuflețit pe oameni și împreună cu apostolii a lucrat și toată lumea de bună credință a umplut. Temite, taci, fugi, 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 depărtează-te diavole nemurate și spurcate, cel din cer de desubt răutățitule, înșelătorule fără de chip, cel văzut pentru o brăsnicie, nevăzut pentru fătărie, oriunde ești sau unde mergi sau în sucei vizelul, sau cel ce cu tremuri sau în chipul șarpelui sau în față de heară, sau ca fumul văzut, sau ca bărbatul, sau ca femeia, sau ca jigania, sau ca pasărea, sau vorbitor noaptea, sau sur, sau mus, sau cel ce înfricoșezi în călătorii, sau cel ce rup, sau cel ce bântuiești, sau în somn greu, sau într-o boală îndelungată, sau în neputințe, sau care-i pornești spre râs, sau care-i spargi lacrimi viitoare de desperdări, sau curvar, sau curea în puțiciune, sau poftitor, sau făcător de desfătare, sau otrăvitor, sau iubitor din astăpărare, sau vrăjitor cu stelele, sau vrăjitor de casă, sau fără de rușine, sau iubitor de ceartă, sau nestătător, sau care te schimbi cu luna, sau care te întorci în oricare vrei, sau cel de dimineață, sau cel din amiază zi, sau cel de mediul nopții, sau au vreunui vrem oricăria, sau în revărsatul zorilor, sau după întâmplare ce-ai întâlnit, sau de cineva ești trimis la casa lor, sau ai năvălit fără de veste, sau de a ieși din mare, sau din râu, sau din pământ, sau din pântână, sau din surpătură, sau din groapă, sau din bată, sau din trăistii, sau din noroaie, sau de pe pământ, sau din spurcăciune, sau din luncă, sau din păduri, sau din copaci, sau din pase, sau din turi, sau din acoperimântul văi, sau din scăldătoarea apelor, sau din mormânt idolesc, sau de unde știm, sau de unde nu știm, cunoscut sau necunoscut, și din locul ce necercetat depărtează-te și te mută rușinează-te de chipul cel zidit și înfrumusețat cu mâna lui Dumnezeu, trimite de asemănare lui Dumnezeu celui întrupat și
și nu te ascunde într-un robii și robilor lui Dumnezeu, ci i-am pomenit că doiac de fier și cuptorul cel de foc și tartarul și scrâcnirea dincilor, răsplătirea neascultării te așteaptă pe tine. Te-mi taci, fugi, nu te-ntoarci, nici te ascunde din preună cu altă viclănia duhurilor necurate, ci te dun pământ fără de apă pustiu nelucrată într-o care omul nu locuiește. Dumnezeu singur cercetează, cel ce leagă pe toți cei ce bată mășterău spătuiesc asupra chipului, care le cu lanțurile întunericului te-au dat tartarului într-o noapte și ziua cea lungă pe tine ispititorul și aflătorul tuturor răutăților diavole, că mare este frecarul lui Dumnezeu și mare este slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururiașă, lege vecelor, amin. Să luăm aminte, pace lor. Tăria mea și scăparea mea este Domnul și a făcut mie și mântuire. Ceea ce tu îmi faci în toată, cu Domnul și în mătoare. Binevisura pentru rămarea Sfântului Apostol Pavel. Și să ne căutăm pe cerea noastră, ci fiecare dintre noi se caute să placă Tatălui Său, ca ce este bine spre zidire. Căci Hristos n-a căutat a sa pe cere, ci precum este scris, o cărbe celor ce te părăsc pe tine, a văzut asupra mea. Deci toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris pe mățătura noastră, ca prin răbdarea și mântuirea care vine în Scripturi să avem nădejde. Iar Dumnezeu răbdării și-a mântuirii să vă dea voa cu mila pe noi pentru alții, după Iisus Hristos, pentru ca toți la unaltă și cu o singură gură, să slăvim spre Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos. De aceea primiți-vă sfeteșterii pe alții, precum Hristos a primit pe voi. Pe slavă! Yeah.
Dumnezeu cel veșnic și cel luminat, pe care nimeni din oameni nu poate să cuprindă, cu gândul caută și auzi noi, de vrednicilor și aici, unde este aducerea oșului de vrednic în lume tău cel mare, primite ca ajutor și cel mântuitor și iertarea păcatului și omul ieșe pe rugul tăi, ce s-au promis cu oșii cu tine, să-l 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 promis c
primit Iisus, poruncindu-le lor și zicând, în parea locurilor să nu merge, și în vreo cetate să mai să nu intră. Și mai degrabă merge să pe oile ce pe lume ale casei lui Israel. Și mergând propovăduind zicând, s-a apropiat de părăția cerurilor, tămăduit pe cei putincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, scoateți afară pe demoni. În dar ați luat, în dar să dați. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Noi să ne rugăm, Doamne, Atotitorule, Împărate Sfinte, ce te pedepsești nu omor, care întăresc pe cei neputincioși, lipiți pe cei căzuți, să cercetezi crimele cele trupești ale oamenilor, rugându-ne ție Dumnezeu nostru, ca totuși ca ta, pe tău demnul acesta, și pe cei care sunt din numele tău, astfel pe rog pe tămăduirea sufletului și al trupului, de curățire și înăturare tot în patima și tot în neputință și boană, ca totul tine să ne apropiască și să ne dească. Așa, Doamne, trimite din pieri puterea ta și întămăduitoare, a fiind din drum, păcărește pe în țara, ușurează de suferințele și voi și pătăboarea cea ascunsă. Fii tămăduitorul vreo de acestor acestei pate și care sunt venit, ridică pe dreptul din patul durerii, ar trebui cu jnuirii, dăruiește pe dreptul sănătos și trebuie să tare ca sigură plăcuție să facă voia ta, că ție se cuvintea din grijă multe pe noi, Dumnezeu nostru, ce slavă înălță, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cu lumea, să ne fie cu voi și să ne fie cu voi și să ne fie cu voi.
îngerilor, angelilor, celor de sub stăpânirea ta, Dumnezeul Sfinților Domnii, Dumnezeul Sfinților, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, cel ce ai deslegat cu toate sufletele cele legate, și pe omul cel ce era pătruns cu întunericul prin unul nescopirul tău l-ai luminat, cel ce ai slăbit durerile noastre și toată grăimea ai împrăștiat-o, cel ce și toată nevălirea vrăjmașului m-ai depărtat-o, Fiule și Cuvântului Dumnezeu, care cu moartea ta ne-ai făcut pe noi nemuritori și ne-ai mărit cu slava ta, cel ce cu învierea ta cea de-a treia zi ne-ai dăruit nouă oamenilor să venim la Dumnezeu, cel ce toată legătura păcatele noastre prin cruce ta ai purtat, cel ce spărămare noastră ai ridicat și ne-ai tămăduit, Doamne, cel ce ne-ai făcut nouă cale la ceruri și stricăciunea într-o nestricăciune o ai prefăcut. Auzi-mă pre mine care cu dragoste și cu frică strig către tine, cel ce de-a căruie frică munții împreună cu tăria cea de sub cer se topesc, de-a căruie puterii duhuri stihiilor celor necuvântatoare se cutremură păzând hotarele sale, de-a căruia poruncă popor răsplătirii nu va trece hotarele ce i s-au pus, ce așteaptă opt în spatul tău, pentru care toată făptura cu durere optează cu suspinuri negrăite ca să rămâi în vreme sub porunca ta, de care toată firea cea protivnică a fugit, oastea vrăjmașului s-a demolit, diavolul a căzut, șarpele s-au călcat, balaurul s-au omorât, pe care neamurile mărturisindu-te s-au luminat, s-au întărit pentru tine, Doamne, prin care viața s-au arătat, credințe s-au întemeiat, credința s-a întărit, evanghelia s-a propovăduit, prin care omul cel pământesc a două oară s-a zidit trezând pentru tine. Căci El este ca tine Dumnezeu atotputere. Pentru aceasta te rugăm pe tine Dumnezeul părinților și Domnul Milii, cel ce ești mai înainte de veci și preanfințat, pe aceștia ce aleargă în sfântă mănăstirea ta, rog pe firoabele tale care s-au pomenit pentru numele tău cel sfânt și a iubitului tău Iisus Hristos, și a Sfântului și Preaputernicului și de viață păcătorului tău Duh, primește-i pe dânsii și gonește din casa lor și din sufletul lor toată neputința, toată necredința pe tot Duhul necurat, cel scuturător, cel din cere de desubt, cel de foc, cel împuțit, cel poftitor, cel iubitor de aur, cel iubitor de argint, cel turbat, cel de curbie, pe tot diavolul necurat, cel întunecos, cel fără de rușine, cel fără așa, Doamne Dumnezeul nostru, gonește de la robii și roabele tale ce i-am pomenit, toată lucrarea diavolului, toată vraja, toată fermecătura, slujirea idolească, vrăjirea cu stele, căutarea în stele, vraja cu bord, vraja cu pasăre, patima desmătării, pofta iubirii de avere, beția, curvia, preacurvia, înfermântarea, nerușinarea, mânia, iubirea de ceartă, neastâmpărarea și tot cugetul viclean. Așa, Doamne Dumnezeul nostru, în suplentul dânsii și în casa lor, Duhul Tău, cel de pace, ca fiind păzit de dânsul, să facă roada credinței, a fapte bune, a înțelepciunii, a curățeniei, a împrânării, a dragostei, a bunătății, a nădejdii, a plândecilor, a răbdării îndelungă, a îngăduinței, a smereniei și a priceperii, ca ai Tăi rog se numesc în numele Lui Iisus Hristos, crezând în trăimea cea de o ființă precum împreună cu dânsii, mărturisesc îngeria, anghelii, domniile cele slăvite și toate oștile cerești,
Păzește împreună cu dânsul și inimile noastre, pentru că puternic ești, Doamne, și ție slavă înălțăm, împreună cu unul născut fiul tău și cu prea sfântul și bunul și de viață păcătorul tău bun. Acum și pururea și vecii vecilor, amin. Să luăm aminte, pace tuturor. Cel rugat în multe păcate și-a unui fală de Dumnezeu,
prea înaltă, prea patriotie, ca ei în ceea ce este dincolo de la preteajmă. În Sfânta Sfântă, unde simt iute, doresc să privească, să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă oricilor chipul Sfântului și să-i ducească, să zâmbească și Sfânta Sfântului. Cel și mai credeștia Său ce cerește mai faine și a traduce darul și jertfe pentru păcate noastre și pentru creșterea și veșnică ale poporului și a fi rostor pentru coie tale și învățătoare, ca prin munca și nevrita ta de oameni să curățești tot dragul lor tăi, prea bunule, Împărate, ascultă rugăciunea noastră în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul și a mică la dați rugăciunea noastră și dăvește să mă întâi de lucruri pe cior și să vă să vă și să vă să vă să vă să vă care este care este până în și a tuturor dântrelor și opozire de păcat și de părăreșelor celor de voie și lor fără de voie, să mă duimilor, rădreșurile, rădreșurile și toată boala și toată rugăciunea. Dăruiește lor că mântuiesc pe teatru, ce și de ea tine facă lui Petru și al tău pe tine la Fiule și s-a sculat și a spus ei în stăpâne și pe rogii tăi. Ce s-a promis să vorbim și de părinte la Fiule, să dorește mântuire și izbăvire de toată pașa cea vădătoare. Adu-te aminte de mâinile care și-a rugat și din alta. Adu-te aminte de gândul omului care pe știutie este pe vască și pe rogii din diversele lui și că nimeni nu este fără de păcat să o pe pământ. Că tu singur ești fără de păcat și eu de fapt și ai văzut din anul pomenesc și ne-ai văzut pe mine de din ochiul rășmașului, că de vei intra și se va pronunță nu din batia ta curat de minciune, ci va muti toată curănea sunt și se răspundă, pentru că toată dreptatea noastră este prezentat ca o pâncă de păcat. Pentru aceasta păcată cu dreptul noastră și nu din necomunit doamnă, că tu ești nădejdea și mă fără de vedere și eu din anul sunt copii și împovărat și ție slavă de Tău, Dumnezeu, și Părăciu, a Părăte, și prea scumpă și bună de iar, cu Dumnezeu, acum și cură, și
smerenia copiilor, tu a roșinilor, dar i-a zis, da, Doamne, dar și câine mănâncă din părmitul necaricat de la masa stăpânilor lor. Atunci răspunsă de Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, și ție după cum voiești, s-a tăpăduit fica să ne încercați, ne se este bine.
feriți-vă de orice înfățișare a răului, însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi de săvârșit și drept Duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească fără de prihană. Pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Mării tace, încetează și prin un porunc în tata,
te devedine, diavole, domnă, ceva ce cu preacurata scuipire a făcut tine și partea cea lipsită a orbului celui din naștere o au zidit și lumine i-au dăruit. Ce-o te devedine, diavole, domnă, ceea ce pe fata mămarul sinagogii cu cuvântul a înviat și pe fiul bădui din gura morții l-a răbit și muminului întreg și sănătos l-a dăruit. Ce-o te devedine, diavole, domnă, ceea ce pe Lazar din morți de a patra zi neputră ca n-a fi fost mort și fără stricăciune într-o mirare a multoră l-a înviat. Ce-o te devedine, diavole, domnă, ceea ce prin lovirea cu palma blestemul a stricat și prin înfungerea preacurate sale coaste, arma cea de porcan păzărăie o depărtat. Ce-o te devedine, diavole, domnă, ceea ce prin scuipirea preacuratului său obraz, toată lacrima de la toată fața au șters. Ce-o te devedine, diavole, domnă, ceea ce au înfipt crucea spre întărirea și mântuirea lumii și spre căderea ta și a tuturor îngerilor celor de sub tine. Să te petine, diavole, Domnul, cel ce a dat glas pe crucea sa și catapeteasma bisericii s-a rupt și pietrele s-au despicat și gropile s-au deschis și morții cei din veac s-au sculat. Să te petine, diavole, Domnul, care cu moartea pe moarte omoră și viață cu sculare sau oamenilor a dăruit. Ce-o te devedine, diavole, domnă, cel ce s-a pogorât în ea și gropile lui le-au scuturat și pe toți cei legați ce erau ținuți întrânsul i-au slobozit și la sine i-a chemat, pe care portarii văzându-se s-a spăimântat și oaste iadul ascunzându-se s-a stins. Ce-o te devedine, diavole, domnă, ceea ce a înviat din morți Hristos Dumnezeul nostru și tuturor a dăruit învierea sa. Ce-o te devedine, diavole, domnul, ceea ce cu slavă s-a înălțat la ceruri, la părintele său de-a dreapta slavei pe scaunul slavii așezut. Ce-o te devedine, diavole, domnul, ceea ce iarăși va să fie cu slavă pe norii cerului cu sfinții săi îngeri să judice vie și moarte. Ce-o te devedine, diavole, domnul, cel ce focul cel nestins și vermenii cel neadormit și întunericul cel mai osebit s-a gătit spre munca cea veșnică. Ce-o te devedine, diavole, domnul, care toate se tem și se cutremură de fața puterii lui, că nesuferită este mânia îngrozirii lui care este asupra ta. Acela însuși, Domnul, te ceartă pe tine, diavole, cu numele său cel înfricoșat, înfricoșează-te, cutremură-te, depărtează-te, pierde-te, fugi, cel ce a căzut din cer și împreună cu tine, toate duhurile cerii viclene, duhul cel viclean, duhul necurăției, duhul vicleșugului, duhul cel de noapte, cel din zi, cel din amiază zi, duhul cel din mediul nopții, duhul nălucirii, duhul cel de pe pământ sau din apă sau din păduri sau din trestii sau din prăpăstii sau din răspântii sau din trei căi sau din heleșterii sau din râuri, din casă, din curți, și care umblați prin băi și stricați și schimbați mintea omenească, de grav vă osebiți la zidirea Hristosului Dumnezeului nostru și vă depărtați de la robii și roabele lui Dumnezeu, cei i-am pomenit și de la cei ce stau de față și de la toată casa lor, depărtați-vă din cap, din creier, din dinte, măsării, din nări, din urechi, din mâini, din picioare, din simțiri și din toate mădulările lor, ca să fie ei sănătoși cu totul întreg și slobos, cunoscând pe stăpânul său ziditorul tuturor Dumnezeu, care adună pe cei rătăcicile de lor pe vechea mântuirii prin nașterea și noirea Dumnezeescului puteri, ca să se împrednicească preacuraților și cereștilor și înfricoșaților lui Daini să se împreuneze cu turma lui cea adevărată care s-a așezat în locul verdeață și se hrănește la apă odihnii
și se dopovătuiește prin toiagul crucii cu postăvăriri și dovediți spre tare păcatelor și viața de veci, ca acelui se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Părintele Său cel fără de început și cu prea Sfântul și Bunul și de viață păcătorul Duhului, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm! Împărate Sfinte, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântului Dumnezeu celui viu, nu pun mâna mea ce păcătoasă peste capetele celor care a venit la tine prin pocăință și-și cere de la tine pre noi iertare păcatelor lor, ci mâna ta cea puternică care este în Sfântă Evanghelia aceasta, și pe care slujitorul cei împreună cu mine o țin peste capetele robilor și roabilor cel s-a pomenit și mă rog împreună cu dânsul și cer iubirea de oameni cea milostivă și care nu ține minte răul Dumnezeul de Mântuitorul nostru, cela ce pe prorocul tău Nathan lui David celui ce s-a pocăit de păcatele sale i-ai dăruit iertare și rugăciune rumănase, cea pentru pocăință o ai primit. Însuși și pe robii și roabile tale și i-am pomenit și pe cei ce stau de față și toată casa lor și cărora le pare rău de păcatele lor. Primește-i cu obișnuită iubire de oameni trecându-le lor toate păcatele, că tu ești Dumnezeul nostru care ai poruncit de 70 de ori că de 7 să iertăm celor care cad în păcate. Pentru că precum este slava ta, ta este și mila ta și ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu prea Sfântul Dumnezeu și de viață cu Domnul Tău. Acum și pururea și în veci, veci, vă la Doamne Dumnezeul nostru. Vezi că viporul necazurilor se ridică asupra robilor și roabilor tale și i-am pomenit. Și necazurile îi împresoară pe tenții, sucul nostru china răului ce vântuie casa lor. La tine perii capul lor sunt numărat, la tine-i pun pe aceiști ea câte ori. Să depărtezi de la casa lor orice, pe orice rău pierzător de suflet și să-i ajut să biruiască toate ispitele care îi împăruiesc și dușmanii care îi amăresc rugămâneție, auzi-ne și ne miluiește! Aleargă în sfântă mănăstirea aceasta, te cheamă fără a ști că te strigă, flămându-le și chipul în cere pâine, dar lui ești foame de tine, însetatul cerii să bea apă sfințită, însă lui este sete de tine, bolnavul se mângâie prin rugăciunele de la Sfântul Maslu, dar boala lui nu-i decât lipsa ta în casa lor. Mulți încerc mie să mă rog ții, să se descopere adevărul în casa lor, dar așa ei se dorește fără voia lor pe tine, cel ce ești singurul adevăr vrednic de a fi cunoscut. Rogu-te, dar, Doamne Iisuse, pentru acești vinovați, pentru noi vinovații, pentru aceștia ce-și mai aduc aminte de tine, dar pururea stau departe de tine. Rogu-te, Doamne Iisuse, întoarce-te și încă o dată și încă o dată cu fața către casa lor, către copiii lor, către toți ai casei lor. Iau vântei cum stau privindu-mă cu respirația oprită și te așteaptă ciuda netrepniciilor.
O Doamne Iisuse, cu trupul nu te arătat doar decât atunci când vei veni pe norii cerului, cu Sfânta Cruce înainte în soții de Sfinții Îngeri, ca să judici vii și morții. Dar până atunci, o Doamne Iisuse, vino la cei știa ce i-am pomenit, vino în casa lor cu harul tău, vino cu puterea ta, vino cu îndurarea ta, vino, Doamne Iisuse, aici acum și în toate zilele vieții lor. Rugăm ne zi, auzi-ne și ne miluiește. Adam și Eva, spre a le încerca ascultarea și supunerea lor, cel acea fiștirea îngăduit diavolului să ispitească cu îngrozire și cu suferinț grele pe dreptul de om robul tău, pentru a se vădi și mai lămurit virtuțile și credința lui cea întru tine, cel acea ai dat îngăduință satanei să se apropie cu ispitirea de însuși fiul tău spre a-l învia ce-al momii cu poftele și deșertăciunile lumii acestia, pentru ca înfrânt și rușinat acest duh blestemat să audă din gura Mântuitorului nostru cuvintele, înapoi a mea satane, că scris este, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui unul ia să-i slujești, ceea ce tuturor dreptilor și sfinților tăi le-ai dat vremuri de grele ispitiri, de grele îndoieli, pentru ca prin ele lămurindu-se să iasă și să rămână și mai întăriți în credința, în nădejdea, în dragostea și supunerea cea către tine. Însuța tot puternice și prea bunuri împărate sfinte, ajută pe robii și roabele tale ce i-am pomenit. Când se află în turburări din partea dușmanilor văzut și nevăzut, care cu îndoieli și cu învoltiri și cu amăgiri viclenile prământă inima și sufletul lor, arată-le lor milostive, arată-le lor adevărul și calea ta ce dreaptă, pentru ca biruindu nezdirii dușmanilor lor văzut și nevăzut, știuți și neștiuți, se poată se bucura de cuvintele apostolului tău Iacob, care zice, fericit bărbatul care rabdă grele de ispite, căci lămurit păcându-se va lua cununa vieții pe care au făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc pe el. Dăruiește, Stăpâne iubitorule de oameni, Doamne, robilor și roabilor tale și i-am pomenit inimă curată și credință tare, rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Să ne rugăm ție, Doamne, Dumnezeul nostru, binevoiește a povătui pe robii și roabile tale și i-am pomenit prin înțelepciunea ta. Ai călăuzit pe dreptatea ta, ai mânghiat prin milostivirea ta și ai apărat de dușmanilor văzut și nevăzut cu puterea ta. Îți închin-o, Doamne Dumnezeul meu, gândurile lor, faptele lor, suferințele din casa lor, ca în viitor să se gândească la tine, să trăiască de tine, să lucreze după voia ta și să sufere pentru tine, Doamne. Acei știa ce i-am pomenit voiesc, ceea ce tu voiești, pentru că tu voiești să se supună voie tale și fiecare alergând în sfântă mănăstirea aceasta, făgăduiesc că vor face așa.
Te rog, dar cu umilință, luminează mintea lor, oțelește voia lor, curățește trupul lor și sfințește sufletul lor. Dumnezeule prea bun, ajută-i pe aceștia să se curățească de păcatele trecute, să biruiască ispitele viitoare și să lucreze cuvintele virtuții. Umple inima lor de dragoste pentru bunătatea ta, de ură pentru păcatele lor, de râvnă pentru binele aproapelui și de nepăimare pentru deșertăciunile lumii aceștia trecătoare. Fă-i să fie supuși mai marilor duhovnicești, cu dragoste către cei mai mici, credincioși prietenilor și iertători celor care ideea le cer iertare dușmanilor văzut și nevăzut. Vino atot puternice într-o ajutorul caselor, ca să biruiască cele 7 păcate de căpetenie care sunt pricina tuturor păcatelor. Să biruiască, adică mândria prin smerenie creștinească, iubirea de avere prin mirostenie, pisma prin dragoste și bucurie pentru binele aproapele, curbia și preacurbia prin curățenie și sfințenie, lăcomia prin cumpătare, mânia prin răbdare și nenea prin bărbăție creștinească, așișterea să biruiască și toate celelalte patimi și păcate care izvorăsc din aceste 7 și trimite în casa lor virtuțele creștinești, credință tare, nădejde necritite și dragoste familiară. Dumnezeul meu, fă-i pe aceștia înțelepți în lucrurile lor, curajoși în primejdii, răbdători în nenorociri și smeriți în bune norociri. Nu-i lăsa să uite vreodată de a fi culoare aminte la rugăciune în Sfânta Biserică, cumpătați la masă repede la împlinirea datoriilor și statornici în credință. Doamne, însuflă inima lor grija să aibă întotdeauna conștiință dreaptă înfățișare cu vincioasă vorbire folositoare și purtare în bună rânduială. Dumnezeul meu, dă-le harul tău ca să se deprindă a se stăpâni totdeauna de pati, a se împlinici de darurile tale, a păzi legea ta și a merita mântuirea sufletului. Dumnezeul meu, păi de aceștia ți-am pomenit și care stau de față să cunoască cât de mici sunt bunătățile pământești, cât de mari sunt cele cerești, cât de scurtă este viața pe pământ și cât de nesfârșită este veșnicia. Ajută-i să fii totdeauna gata de moarte, să nu se cutremuri pe patul de moarte de judecata ta, să scape de cele 24 de vămi al văzdului, să dăbândească raiul prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Așa ne rugăm ție, Doamne, Dumnezeul nostru, să nu intri la judecată cu robii și roabele tale, ci am pomenit și care stau de față și că tu vezi ce păcate trăiești, tu vezi cum se platină deasupra casei lor valurile păcatului și ale prăpădului. Rămâi cu ei, că ce este către steagă și sfârșitul le sună. Doamne, rămâi cu ei în noapte pe care o susține și o așteaptă, Doamne Dumnezeul nostru, așa cum le-ai poruncit, să te aștepte cu mijloacele încinse și cu luminile aprinse, așa ca pentru întâmpinarea mirelui. Doamne,
nu-i lăsa să doarmă în moartea păcatelor. Doamne, nu-i lăsa nici gândurilor străini și descurajării. Doamne, măsoară puterii lor cu mare mila Ta, încarcă pe umerii lor atât cât pot să poate fiecare și să nu-i duci pe dânsii în ispită. Țărână sunt stăpâne, praf și deșertăciune. Doamne, nu lăsa pe dușmanii lor văzuți și nevăzuți să se încuipărească în casa lor și să le strici dragostea familială. Păzește-le lor, dumnezeiește-le tare păcătuințe. Împrednicește pe ei să ajungă la răscumpărarea, la prefacerea și la străluminarea trupurilor lor. Doamne, nu împovăra pe ei cu pricini, cu gânduri, cu întrebări și cu necazuri peste puterile lor. Doamne, nu îngădui ca făpura aceasta slabă, închegată din suflet și din trup de lut, să fie supusă la prea mare încercări. Doamne, nu-i lăsa să rătăcească departe de Tine. Doamne, nu-i lăsa pe mâinile dușmanilor lor văzut și nevăzut să-și bată joc de casa lor și să-i chearnă ca pe greu. Doamne, nu îngădui ca aceștia arboniți ai dragostii și ai măririi Tale și aceștia arboniți ai învierii ceva să fie, să apuce pe căile pierzării și izbăvește de dușmanul văzut și nevăzut. Rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm Ție, Doamne, Dumnezeul nostru, ca să cauți cu milostivire asupra studioșilor școlari ce i-am pomenit și să le trimiți în inimi, în minte și în grai, Duhul înțelepciunii, al învățăturii, al științei, al eplaviei și al fricii Tale. Să-i luminezi cu lumina cunoștinței Tale, să le dai putere și tărie pentru înțelegerea legii Tale ce le Dumnezești, și a toată învățătura cea bună și folositoare, rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm, Ție, Doamne, Dumnezeul nostru, să însuplim studioșii Duhul cel bun, care povățuiește pe calea cea dreaptă și aduce spor de înțelepciune, de învățătură, de știință și de toate faptele cele bune spre mărirea preasfântului Tău nume, să le dăruiești lor sănătate și zile îndelungate spre bucuria părinților lor, a fraților lor, a surorilor lor, spre mărirea bisericii și a țării noastre. Rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne-i smerenia și osteneala noastră, Doamne, și iartă toate păcatele robilor și roabilor tale ce i-am pomenit, căci s-au înmulțit cei care urăsc pe timp și fără de dreptate. Păzește sufletele lor și le izbăvește de dușmanul văzut și nevăzut, rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeul nostru, turma Ta cea sfințită și pe robii și roabele Tale ce i-am pomenit,
mai presus de punerea, în ispitea, în necazuri, în primejde și în nesuferite prigonii pentru păcatele lor, a se afunda în fața dușmanului văzut și nevăzut. Ce de grabă de împacă cu ei și ușurează întristarea lor. Rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm ție, Doamne, Dumnezeul nostru, să cauți din înălțimea ta ca un bun și iubitor de oameni, asupra inimilor robilor tăi, ce i-am pomenit și care sunt lipsiți de dragoste, împresurați de spinul urgenii și altor păcate, opi.